Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o reacție nouă. De data aceasta o să facem ceva mai special pentru că avem prima trepăriță la care o să reacționăm pe acest canal de reacții al meu. Hai că e canal de reacții, dacă e, nu e numai canal de reacții, e canal de toate și de live-uri și de toate mâncavași. Bad Girl lovește din nou cu un single Silent. I se spune la piesă. Vedem aici un Corvette 2021 sau 2020, nu, e 2020 că 2021 arată altfel. Băi, m-am informat puțin mai mult despre Bad Girl. Bine, nu m-am informat despre ea. Am auzit de la Albert că de la Bad Girl se inspiră el, adică de la sora lui, pentru că Bad Girl e sora lui Albert, nebunul nebunăm, cu care a făcut și piesă. Aveți reacția mai jos. Și de la ea se inspira mai mult, adică ea are versurile, ea practic are versuri mai bune, să zicem, decât Albert. Acum hai să vedem primul ei single. Cred că e primul, nu știu, sunt sigur. Dar sunt despre ce e vorba. Nu uitați să apăsați pe un de like dacă mai aveți reacții de genul. Un sus că mă ajută foarte mult și aveți linkul piesei în descriere ca de obicei. Hai să vedem Bad Girl ce știe să facă. Hai că am apăsat Silent. Ok. Dar nu e 2021. Dar totuși costă vreo 500. Hai că 500 era, să zic, 200 de mii. 100 de mii. Pop-cola. Filmul tău sunt rolul principal. Te uiți la mine ca la serial. Mă urmărești non-stop pe Instagram. Ți-ai luat panică pe mine, ai nevoie de un gram. O să spun să-ți... Băi, doamne. Doamne, urăsc sunetul ăsta. Doamne, am și căștile date tare. Deci... buzul ăla m-a zgriat puțin așa. Cam și căștile dat tare, dar hai să-l mai auzim o dată, de ce nu? La serial mă urmărești non-stop pe Instagram. Ți-ai luat panică pe mine, ai nevoie de un gram. O să spun să-ți ariei supetos. La asta neadversar sunt cea mai rea. Poți să-mi spui să-ți ariei sup... Ok. La listă gheal am intrat oficial pe bal. Sprăjit de tot, ați rămas fără idei. Vă place să fiți în centrul atenției. Acolo sunt eu, am pus la căci și chei. Credeți că sunteți liderii mei. Sunt prea fresh, am venit din ele. Te distrug cu flow-ul meu atunci când apeși play. Ia zi, hatere, de cine te mai iei? De cine te mai iei? De cine te mai iei? Îți iei în cap când prea mult fumezi. Dacă vrei mă sun și la mine te angajez. Dar și pe Nane și pe Albert. Prețul pe tine te vând albanezi. Ești fake, 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 cine te crede? Dau la o parte mai ușor decât clipesc. Eu sunt prea sus, tu nici nu te mai vezi. Apar în preaj, mă încep să oftezi. Ar trebui să nu te mai droghezi. Am luat sosul și m-am uns cu el. Nu te lua cu mine că sunt alt nivel. Nu sunt ca tine, sunt pe mâna mea. Scorpion din Zodiu, o să vezi pe pielea ta. Scorpion pe Zodiu, o să vezi pe pielea ta. Ta e bună ca o cadea. Tu dai cu hate, poți să suși din ea. Eu sunt fata lui Willy Wonka. Mereu în gura ta. Blowjob. Sunt fata cui? Pe pielea ta. Fata e bună ca o cadea. Tu dai cu hate, poți să suși din ea. Eu sunt fata lui Willy Wonka. Mereu în gura ta. Blowjob. It's bad girl on the beat. Bad girl on the beat. It's bad girl on the beat. Bad girl on the beat. It's bad girl on the beat. Bad girl on the beat. It's bad girl on the beat. Bad girl on the beat. Ia-s Doberman, nu? Eu așa știu. Strălucesc bling 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 ca un diamant. Eu sunt fata cu corpul tatuat. Hater proști, clar m-am săturat, am venit să vă calc direct pe cap. Astea cu mi- Bă, are flow. Deci are flow foarte bun, adică wow. Mine se compară. Dacă vreau, le dau focal la țigară. Le ar le sting de invidie să moară fă. Atât de proaste, au nevoie de o palmă. Dați-vă de... Poftim. O palmă, de ce ești invidios? Când ai cu hate, să știe Manu-n miros. De la distanță ești foarte scârbos. Când vorbesc eu, dă-te pe silențios, boss. N-am avut niciodată. Eu sunt ca
bine. Și normal că trebuia să vină și sound-urile lui Rick Ross, adliburile. Da, mă, e, a vorbit mai mult despre hate-ul pe care și-l ia. Da, nu știu dacă a fost alte versuri mai ascunse, să zic așa. Dar eu numai de hate am auzit, hateri și haterițe, și că n-am avut niciodată. Da, puteți să-mi scrieți în comentarii dacă ați mai auzit alte versuri. Băi, vreau să înțeleg și eu. Vreau să înțeleg și eu versul ăla odată. Care, unde era, mă? Prețul pe tine te vând albanezești. Fake, cine te crezi? Te mai vezi. Apar în preajmă, încep să oftezi. Ar trebui să nu te mai droghezi. Am luat sosul și m-am uns cu el. Nu mai știu unde e. Sunt pe mâna mea. Scorpion din zodio sau o cadea. Tu sunt fata lui Willy Wonka. Asta. Poți să suși din ea. Eu sunt fata lui Willy Wonka. Mereu. Lily Wonka? Sau cine? Cred că e mama ei. Nu știu sigur, dar să-mi puneți în comentarii dacă așa e, că nu știu cum o cheamă. Și alt vers, nu mai, nu? Da, mi-a plăcut în mod special. Ups, am dat la început. Mi-a plăcut în mod special cum a intrat pe beat, în primul rând. Este un flow foarte... Bă, nu am văzut flow-ul ăsta la mulți și artiști, să zic așa. Este un flow foarte rar întâlnit la artiști. Mi-a plăcut foarte mult. Și cum a schimbat acolo flow când la partea aia cu Bad Girl on the Beat, ăla trebuia să fie acolo pentru că avea același flow și suna cam lame, așa. Dar a schimbat flow-ul foarte bine la timp ca să nu... Ca să nu ne plictisim de flow ăsta. În schimb, flow mi-a plăcut foarte mult. Beat-ul mi-a plăcut foarte mult. Nu știu cine a făcut beat-ul. Cine a făcut acest beat. Zignane, text, Bergial, mixer așa, Luca Beats, video așa. Beat by Lord Soul, da. Foarte, foarte hard beat-ul. Pot să zic că e beat... Sună puțin a drill, foarte puțin a drill, dar nu e drill, nu pot să-l categorizez, nu pot să-l pun în categorie cu drill, pentru că nu, sună puțin, dar nu e drill. În rest, piesa foarte șmecheră, mi-a plăcut, că a vorbit, v-am zis, doar de hate și de cum n-a avut nimica înainte și acum are. Na, chestii clasice, dar le-a remarcat foarte bine și le-a pus foarte bine în versuri. Bad Girl. Și cam atât a fost și reacția asta. Foarte, foarte bună piesa, foarte bun single-ul. Succes în continuare. Are potențial. Dacă și Albert, deci dacă Albert s-a inspirat de la sora lui, de la ea. Deci, da. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai aveți reacții de genul. Un subscribe m-a ajutat foarte mult și aveți piesa originală în descriere. Să nu uitați. Vă pup și vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!